Se anunță un sfârșit de săptămână dedicat terapiilor la Reghin. Biblioteca Petru Maior, sprijinită de primărie și Consiliul Local, pregătește vizita academicianului român, fitoterapeutul Ovidiu Bojor. Specialistul în farmacologie născut în Reghin, fiul lui Ioan Bojor, va participa la a doua ediție a Colocviului Național care îi poartă numele și la cea de-a 15-a ediție a concursului național de ecologie care se adresează elevilor de la cluburile copiilor din țară. Atâta timp cât încă avem norocul să fie în, acea, în aceeași dimensiune cu noi, ne bucurăm și de prezența dumnealui. Domnul academician este însoțit de celebra astroloagă Minerva și de maestru Gompo, uh, Sergei Danușin, Dumnealor uh, au disponibilitatea de a da și consultanță de specialitate reginenilor care au nevoie de, de asta. Manifestările cuprind prezentări de carte, simpozioane și expoziție de pictură programate atât vineri cât și sâmbătă. Vineri, 9 decembrie, începând cu ora 10 și 30, dimineața, iar sâmbătă, începând cu ora 10, evenimentele se desfășoară doar în prima parte a zilei, pentru că seara sunt concerte în instituțiile de cultură și am vrea ca reginenii să împartă această bucurie dinaintea Crăciunului împreună cu toți oaspeții care vizitează orașul nostru. Această ocazie, reginerii se pot bucura de prezența unor personalități în domeniul terapiilor, dar și de cunoașterea muncilor. Lansarea câtorva cărți uh, scrise de domnul Lovidiu Bojor, împreună cu colaboratorii săi cei mai apropiați, între care Maria Timuc, uh, cartea aproape totul despre iubire și sex, și împreună cu doamna Laura Miclăuș, Himalaya, de la Ayurveda la Medicina Modernă. Uh, de asemenea, tot acum vom prezenta și cartea domnului doctorand Mihai Gergel, fostul director al Colegiului Silvic din Gurghiu, Cartea Pădurarului, ghid practic al silvicultorului. Vineri, de la ora 4 la 5, vă provocăm și la o terapie prin culoare și lumină, pentru că la noi, la bibliotecă, pictorița Reman Melinda recomandată de domnul Opriș Ilarie și de domnul Vasile Mureșan, va expune o expoziție deosebită de pictură. Pe de altă parte, vor fi prezenți zeci de elevi cluburilor copiilor din țară care iau parte la cea de-a 15-a ediție a concursului național de ecologie Ovidiu Bojor, organizat de Clubul Copiilor din Bistrița.